Salutare, dragi tovarăși, și bine ați dat click la un nou videoclip. Astăzi vom face ceva ce n-am mai făcut de ani bun și nu ne referim la prostii aici. Și anume, mi se va curăța calculatorul. Nici pastă nu i-am mai pus de vreo 3 ani, deci tare mi-e că găsesc vreo cât acum vreo 3 ani. Are pus de păianjen? Ia uite-le! Nu știu dacă se văd. Ideea e că eu stau aici de câteva luni. Eu chiar sunt curat că găsim și păianjen mor sau gândaci în calculator. Îți iau bani dacă găsesc. Bătrânul meu calculator cu sticker cu Ryzen 9 de la muncă, dar eu n-am bani de Ryzen 9, nu. Nu cred că are. Vă las în descriere Instagramul băiatului care se ocupă și mai avem aici și sunetista care, ce face? Care bea bere. Eu beau bere! Da, e nevastă sa, deci nu-i cereți Instagramul, că o să aveți parte de furia lui. Are băiatul meu aici scule. Are băiatul meu aici scule tot ce trebuie, inclusiv periuță de dinți cu o muțire la... E periuța e asta. Bă, iară! Bă, dar astea nu sunt perile, ei de far, ce n-ai mai... Bata! Hai că ne înjură toți vecinii, rabatez asta doar. Ce bă, dă-i pula mea, băi, nu ne certa că n-avem cheie. Eu am cheie, dar am cartel în schimb. Dacă vreți fac eu cheie. La gât. N-are buzunar. Ia uite aici trusă de scule. Da. Asta e un beu Cristi. De pe uși. Lasă că e bună, că e ieftină, mai mult a costat transportul probabil. Ea mi-a cumpărat ursa, nu. Eu am făcut o fată. Asta le desfaci cu mâna, eu le mai desfăceam cu un cuțit când aveam șurubelniță. Merge și la mână, dar au cap, au intrat de lei. Dacă nu-ți bagi pula în ele. Hai să zic, merge și la mână, dar mai bine să ia ceva. De ce zi tarife pentru cei care vor să apeleze la serviciile tale aici în București și în zona? București, Brăila, prin mai multe locuri îl găsiți. El e peste tot, îi spui numele și apare ca Joe Henry. Bă, nu știu, în jur de 100 de lei. Sunt unii care cer 2-3 milioane, dar mi se pare exagerat de mult. Bine. Dar este buncă într-adevăr, dar asta o pot face și ei acasă. Contează și cât șobolan găsești în calculator? Nu, prețurile același. Ideea e că prețurile sunt la fel, indiferent cât stau la o lucrare. Poate să... fie o lucrare de 2 ore, poate să fie o lucrare de 6 ore. Dacă tot îl chemați, măcar să aveți praf ca lumea, adică să nu-l chemați degeaba. Și pânzi de pe aici. Sau bere, dacă vrei și eu. Ce? E un suros? Nu, e jugos. E, ciuciu. E ceva mor pe acolo? Nu. Full AMD, asamblat personal de mine, acum niște ani buni, eram și eu mai tânăr. Și ultima dată când l-am curățat, am băgat fânul în el și l-am scos afară. Ai nu se curăță așa. Știu, eu doar am... Avea taică meu cândva un calculator, îl curăța cu mătru, atât de jegos era. A, omul meu își pune mănui și ce facem noi la... Cât dracu o fi ceasul, schimbăm farurile la mașină și curățăm calculator. Ce ai mă băiat ăsta? Îți la mine acasă. Ce vrei la tine acasă? Eu la ora asta stăteam în curugol și dorbeam. Bine zis, stăteai. La un moment dat nu pornea calculatorul cu capacul pus, numai cu capacul scos. Și trebuia să-l țin cu capacul scos, bă, gabeș. Și încă mai faci asta? Nu. Că împingea capacul în cablu, că a fost după ce m-am mutat și a zgâlțit în mașină. Am nimerit toată să-mi duc din bagaje. Mai duceam așa tip-til înainte să merg la muncă. Le duceam cu boltul. Și am nimerit toată un șofer din Iran. Ia uci aici. Hai, băgăm aici. Hai, șucăm unic și zero. Hai, hai, X și 0, hai, X, dă-i tu cu 0. Hai că nu văd unde e. Așa. Hai că mă uit în telefonul tău ca să înțeleg. X. Aici? Da, 0. Așa, X. Cred că aici, că nu văd ce să mai... Așa și aici X și gata. Nu pot să cred așa ceva. Ba să crezi. Nu pot să cred. Gata, am și câștigat la X și 0. Asta se dă rău, nu în fața asta. Nu. Nu, e doar o ușă pe care o deschizi ca să accesezi CD-ROM-ul, dar nu mai ții CD-ROM. Atât de vechi e. Deci, mi se pare că încă am, mai am carcasa de CD-uri acolo, nici nu știu. Încă e, dar nu e conectată. E doar de formă. Vezi ce, poți să o conectezi, că ai cablul în el. Nu, e diferită mufa la aia. Da, e ceva de mufă, de cablu, puii mei. Da. Pe o notă de la 1 la 10, cât de jegos e? Curat față de ce am mai văzut. Bă, eu mă mir că n-am găsit vreun șobolan mort. Încă? Nu mă găsește așa. Des.
Păi o dau des cu o travă pe aici, ca să n-am clandestini. Asta stă de jos cumva. Nu mai da niciun jos. Ba trebuie, că ventilatoarele nu au cum să ți le prind altfel. Deci eu capacul ăla nu l-am dat jos niciodată. Când am cumpărat carcasa, că am luat doar carcasa fără restul. Ia uite, bă, bucă. Ia uite. Ia uite cu aici, aici. Uff. Ia uite, bă, bucăță și aici. Eu niciodată n-au curățat pe partea asta. Da, vezi? Nici nu mai învârtim bine ventilatorul, dracu. Trebuia să punem la valeră, dar lasă cum au zis și păgaci că ta cum urlă uneori. Cum o apucă toate pandaliile. Povestește-ne despre tine. Ce experiențe nasoale ai avut de când curezi calculatoare? Bă, niciuna extraordinară. Când i-am curățat ei calculatorul. Adică mie. Da, am avut niște plăcuțe vechi de RAM în el, de 1 giga, și n-au mai mers plăcuțele pe ce am asamblat înapoi. Plăcuțe de 1 giga? Păi da. Erau pe DDR2, pe ce DDR erau? 3. Pe 3, bogații. Ce trebuie cu un buzunar? Trebuie să-l arunc. A, cheile. Ia este pus să sufli acum în etilotest. Acum că ai băut bere. Stai. Auzi, ție ventilatorul cu față îți mergea vreodată? Cred că da, de ce? Gata. N-ai băut destul. Ba. Sau? Ba da, uite. Te-a luat. Uitați aici, o bețivă. A luat două guri de cozel negru sau blond, de care o fi? Negru. Negru, că-i place negru. Uite-i negru la aici. Negru sub unghi. Mamă, dar ce improvizat și micrăie aici. Cum adică? Tu crezi că eu mai am habar ce-am făcut pe acolo? Că e un fir care duce în chestia asta. Așa. Asta care unește teoretic mai multe cabluri. Da. Mergea în ăsta. Da. Și ăsta teoretic nu duce nimic. Dar probabil ți-ai luat curent din capătul ăsta. Și probabil ăsta că... se duce... O fi pentru ventilatoare, nici pentru LED-uri. Are brici cu ăsta. Dar cine v-a lucrat aici, domnule? Mâncați așa, duce aici. Afară, fie. Asta nu-ți mai trebuie, scoate-și placa video, că e veche. Eu să scoci pe aia, imediat. O, nu-și păgeam că nu mai trebuie, că e veche, ce drag. Nu, îi trebuie ei placa video. Da, de vreau placa video, 5 milioane și iată. Mă zic că târ, dracu, la banii ăștia. Și aia mai pornește. E minată toată. Poate găsești un sfert de eter pe ea. Bă, dacă are sigiliu, poate mai pornește. Facem un reballing. Mă, dar zici că ești Neavio, dar varianta pentru PC-uri. Numai că Neavio n-are mânci. Neavio ăla cu dacile, parcă. Ăla, da, Viorel Viu. Care a fost la drop-down. A fost, dar pe unde n-a fost. A fost peste tot în anii ce au trecut. Dacă e pensia mare. Păi da. Bravo lui, respect. Păi, vinde o Dacia cu 50 de milioane, vinde. Cine vrea că cumpăr o Dacia? Bă, așa de colecție, merge să ai una. Mă, ce ești pe sursă. Hai, lasă că dau eu cu mătura mâine. Ce? Am zis pe sursă, nu că dai cu mătura. Păi eu mă refer după ce îl curezi tot praful, nu o să pice pe jos. Doar nu o să pice pe sus pe tavan. Bă, nu poți să pice pe sus, că dacă pica sus, pica tot jos. Văd și eu ce mai am pe aici, deci văd că am SSD-ul în bun. Da, bă, fac în principiu... Mai merge site-ul să-l las în descriere? Nu merge, că n-am mai plătit costul. Că... Păi nu l-am plătit, că nu m-am mai ocupat. Da. Apropo, vezi că ăsta-l filmez în 4K? În 4K? În 4K. 4K. În 4K și filmează cu telefon. Păi da, dacă filmează ăsta 4K, de ce să nu folosesc? Trebuia să pun și la valierele. Hai, bă, și sunt bune pensurile de agicătii pentru... Pe care, că asta e a ei. Așa. Și astea, și mai avem una, dar cred că n-am văzut să o aplica pe undeva. Este de la o altă fată care i-a împărățat calculator, vi le-a lăsat. Da. Asistenta mea. Lasă. Uite ce-a vrut să uită. Nici nu are o confirmare, că dă copyright, strike. Da, și mi-a lăsat aia vreo 3 pensuri. Eu știu că am nu ți-a lăsat și chiloții sau ceva? Nu, că nu am nevoie de chiloții. Nu-ți veneau? Păi n-am încercat, nu m-a tentat să încerc chiloții alte. Sunt curios cum mi-a stat cu tanga. Păi nu știu dacă avea tanga, stai sus, nu s-o întreb.
Nu o să ce urât. Cred că plecăm bătuți de Izomba, pula. Cred că dorm cu tine aici. Se duce singura. Păi știe să ajungă acasă? Știi să ajungi? Să descurcă, mă, ce e mare. Are... Acum, las că știu eu un băiat de aici. E... Pe cine? Păi bine, pe cine să știi de aici? Din capătul ăsta. Mă, cu văcera m-am. Deci aram simplu, fără plastic pe deasupra. Dar sunt pus prost, ca să știi. Na, nu sunt pe canalele corespunzătoare. Da, nu se pune... 1 cu 2, 3 cu... De, la alea mai... Se pune... 1, 3, 2, 4. Da, 1, 3, 2, 4. Mă rog, sunt 1, unele plăci de bază mai noi, dar nu toate. Da. Nu, că eu prima dată am avut doar o plăcuță, am mai cumpărat una câțiva ani mai târziu, am aruncat-o pe unde am apucat și așa a rămas. Da, nu se pune. Nu, nu se coboară, doar pe o parte se coboară, pe partea aia nu. Da. Am văzut eu acum. Crede-mă că nici eu nu știu ce mai am pe aici. Deci eu știu mai bine ce au calculatoarele de la muncă decât ce e în cazanul ăsta în meu aici. Mi se pare că o plăcuță de RAM e mai galben decât cealaltă, că e mai veche. Dar ce lantenț au? Că n-am citit. DDR4 3200 mi se pare că sunt. E bun. Bun. 16 giga cu 16. Mamă, dar cine v-a lucrat? Unde e cable management-ul ăsta aici? E clar făcut de bine. Să vede. Ați mai lucrat la așa ceva? Da, la dalea cu Pentium 2, cu... Lăsați-vă de meserie. Mai făceam calculatoare la copii la țară, le mai făceam CD-uri cu manele, cu GTA San Andreas. Ce GTA San Andreas că nu le mergea cu GTA 3 maxim? A venit unul, i-am instalat GTA 3-ul, l-am pus pe un CD-ul sau l-am instalat pe calculator, nu-i pornea. Ce? Mamă, ce e în safirul ăsta săracu. Ia uite, ce e aici. Ia uite, praful de 7 degete. Stai că o să-l și desfacem. Știu, trebuie pusă pastă și pe procesorul grafic. Da cum? Dai seama ce praf. Am văzut unde ăsta dădea unul cu... Dădea cu 5 milioane sau ceva de genul 8 milioane pe Facebook. Eu l-am luat resigilat, dar ăla-l vindea SH, așa-i? Sau da, nu? SH? Eu l-am luat nou cu vreo 5-6, dar resigilat. Resigilat doar pentru că n-avea ambalaj original și nici accesorii, adică cabluri și alte căcaturi. Uh-huh. Uite, culorul stock de la Ryzen-ul meu. Da, sunt bune, dar dacă te ești ceva foarte demanding, nu. Știi ce căldură fac asta iarna? Nu știu, iară ce e pe apă, pe bă, și eu am apă caldă. Am și eu la vreo 70-80 de grade, dacă vrei. Da, cum ziceam, fac și calculatoare, fac și laptopuri și console. Și console, fără și telefoane, telefon, fără, fără celulare. Fără căcaturi de alea, că... Care se urmăresc? Lasă, că știu eu de ăștia care vin cu telefoane furate, veneau la taică-miu să le decodeze, le cerea tata un milion, ziceau, nu, a, e mult, du-te la Urzigene atunci. La Urzigene le cerea 2 milioane, se întorceau la taică-miu, le cerea taică-miu 1,5 milioane. Nu mai e că s-a scumpit, bă, costă mai mult acum, bă, doar încheietura. Cam așa funcționează. Doamne, ce dor mi-e de vremuri aia când luam câte 5 lei pe un CD cu manele. Îi făceam lunul câte 3-4 discografii, mai dublam alocația așa. E legal că făceam așa ceva cu 50 de ani? Nu. Ilegal, da, ilegal, nu. Și asta e pasta aici. Pasta aici, pula. Ia uite, mă, nu mai avea pic de pastă uscat, secat. Întotdeauna când faci o treabă, mai ales dacă repari și o mașină, doar o calculator, ne-am desfăcut și noi aici niște beri, folosim bețele mele de ureche aici ca să curățăm. Dar dă și cum scuipat să se ia mai bine, dracu. Uite și tu cum face gura de bea ăla. Viața e bună, dar și noi proști. Before, after. Stai să dau zoom out, stai că-i zoom-ul mare. Uite. Before and after, să punem și noi așa de editare ceva. De ce nașpa e? De ce? Nu, zic ce nașpa e ăla. A, ăsta, eu te știu ce nașpa e, S. Ce dracu-i S-ul ăsta? Dacă ai fi copilul meu, te-aș bate cu curnea, mă. Și dacă n-aș fi copilul tău? Și când dau drumul la brațe și că e cartuși de gloanțe. Bă, dai mine, dai în fabri și uzine. Da, dar cu stânga dau motar, cu dreapta dau puțin mai bine. Asta am învățat de la tata. Bă, știi, deci, fete, tata are chilie, dar tata nu are chilie. Tata are chilie în stilul ăla, gen. Are aici păr, păr. Și aici are așa chilie, știi? Mm-hmm.
Bă, și era la un moment dat aspirat și lucea așa frumos și m-am uitat și zic, bă, tată, îți strălucește chelia aia mai tare decât viitorul meu. S-a uitat la mine, he, vezi? Eu sper să nu-i moștenesc chelia. Poftim! Bă, apelați la Cristi că știe să curețe calculatoare. Eu dacă îl curățam, îl jegăream mai rău. S-au stricat firul puternic de păr aici. Ia uite, ia uite cum ține firul meu de păr acolo. Faci un yo-yo din aia. După aproximativ vreo 4 beri și o pizza cu ingrediente de shawarma, cu niște pețe de urechi, omul meu profesionist a curățat de pasta aia betonată de pe procesorul grafic și celălalt procesor, da, ăla CPU. Care CPU, nu știu cum se cheamă? Ryzen 5, te rog frumos. Da, mai avea un pic și am terminat aici. Deci vă las Instagram-ul, site-ul, poate plătește hostul Eli de drumul. Vă las datele lui, vi le pun acum pe ecran dacă nu uit, dacă nu descriere. Codul de la card. Numărul de la mașină, cât poartă la picior. Adresa. Data nașterii nevestisi, viitoarei sale neveste, mă rog. Și a zis care de data nașterii? Păi de unde să știu? De unde, pula mea, să știu când te-ai născut tu? Tu știi cum am născut eu? Într-o zi. Cu soare. De unde ești când nu era noapte? Că știu. Eram acolo când te-ai născut. Erai pe dracu că ești mai mică decât mine. Eram acolo când te-ai născut. Eram moașa. Erai în pizda, mă. Ora 12:30 aproape și suntem pe punctul să terminăm aici toată șmecheria. După o oră și ceva, în care am avut și o pauză de vreo 4 beri și niște pizza cu ingrediente și shawarma, ei zic că nu le-a plăcut, dar au mâncat că le era foame. Aia, n-au lăsat aici pentru gândaci. Să facă foame de-i dreptul de gândaci. Deci da, bă, mi-a plăcut omul ca lumea. Toate bețelele de urechi de le folosiți pe acolo, nu. Nu s-a scobit nimeni în urechi în aceste 2 ore cât s-a filmat aici, s-a curățat. A șters pasta întărită de pe procesorul grafic și procesorul de pe placa de bază. Uitați aici, în acest moment prinde și sursa. Oprește, bă, că mi-au copyright! Prinde acum și sursa. Mi-a făcut și un cable management mai bun. Mi-a curățat toate ventilatoarele de pe carcasă. N-a fost curat așa unitatea asta nici când am cumpărat-o. E mai curată decât atunci când a ieșit de pe poartea fabricii. Deci da, vă las date lui Cristi să-l contactați. Sunteți în București sau din zonă, vă face calculatoarele brici. Deci brici vi le face. Vă bagă și FPS-uri în plus la jocuri. Și încă o chestie așa, după ce a schimbat și paste și tot, uitați aici temperatură, 57 de grade pe placa video, 44 pe, nu 44, 60, 61 pe procesor. Mai ales că eu am culor ustoc, ați văzut, nici măcar nu i-am pus un Noctua sau ceva și să răcească. Și mai am 66. Da, deci e bine, bine, ai probabil și procesori mai puternici. Tot 5600 am. Uite, m-am pierdut și meciul, am 0%, deci n-am apucat să joc aici. Are aici sticla asta de alcool 99,9% și am scăpat în ea un băț de urechi care nu mai e. Deci în câteva minute s-a dizolvat cu totul, nu mai e deloc bățul ăla de urechi acolo. Da, ca lumea, iei o gură și după nu mai bei nimic, că mori.